s-a declanșat panica în fața gării de nord din București după ce un taximetru parcat a fost mistuit în totalitate. Scena s-a petrecut în această dupamiază într-o zonă în mod normal foarte aglomerată. Deși până la sosirea pompierilor, flăcările au cuprins autoturismul în totalitate, nicio persoană nu a fost rănită. Doar norocul a făcut ca în imediată apropiere să nu se afle și alte mașini. La fața locului au ajuns două autospeciale. Potrivit militarilor, cel mai probabil a avut loc un scurt circuit la sistemul electric.